Bine ați venit pe canalul nostru! Înainte de a începe acest videoclip, nu uita de a te abona la acest canal și de a da un like pentru a ne susține. Abonarea este gratuită. Vă dorim vizionare plăcută! În al treizecilea episod, accidentul de circulație major al lui Omer și Cavele Ceme. nașterea neașteptată a lui Dua și pierderea unui copil la naștere vor duce la consecințe irreversibile pentru ambele familii. Duau va învinovăți pe Fatih pentru că și-a pierdut unul dintre bebeluși, iar familia Unal va sta în spatele fiului lor. Văzând că viața fiicei ei se prăbușește, cavele cemei acordă prioritate și își ignoră propriile probleme. Tensiunea dintre Fatih și Mustafa continuă să crească și această situație o deranjează cel mai mult pe Pembe, unul dintre nepoții ei, incapabil să accepte să fie despărțiți încercările lui Abdullah și Pembe de a rezolva problema nu sunt acceptate de Dua. O surpriză proastă îl așteaptă în final pe Omer, care pare să fi supraviețuit ieftin accidentului.